Salutare tuturor! Mai adăugăm 3 obiective pe lista noastră. Le veți găsi enumerate în descriere. Aventura de astăzi începe cu Mănăstirea Sucevița. Este o mănăstire inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava. A fost construită între anii 1583-1586. Urmează Mănăstirea Moldovița, construită în anul 1532, de asemenea declarată monument istoric. Ambele mănăstiri sunt de o frumusețe remarcabilă. Aventura continuă cu plimbarea cu mocănița Huțulca din localitatea Moldovița. Linia ferată cu ecartament îngust a fost construită în anul 1888 de un proprietar de gater din München. În prezent, lungimea liniei măsoară 12 km. Mocănița cu abur model Reșița a fost construită în anul 1984 la Reghin. Dezvoltă o viteză maximă de 30 de km pe oră și 150 de cai putere. La cap de linie am fost întâmpinați de un adevărat răsfăț culinar. Găsiți toate felurile de mâncare tradițională proaspăt gătită.
De aici am mers în Vatra Dornei, unde am și înnoptat. Traseul măsoară doar 116 km, un traseu relativ scurt, de o frumusețe de neimaginat. Fiți cu ochii pe noi pentru a nu rata episoadele următoare. La revedere!